Bună ziua! Astăzi vă prezentăm niște povestioare din trecutul nostru de la țară. Mi-a venit acest subiect în cap pentru că mi-am adus aminte că atunci când eram copil, fix pe la începutul vacanței de vară, aproape de această perioadă, când dădea și căldura așa puțin, mai mergeam și pe la țară. Nu am foarte multe întâmplări de pe acolo, dar astăzi mi-am adus aminte de o zi călduroasă de iunie în care am ajuns de dimineață într-un sat de la noi din județ, Gălbior se numește. Am plecat de dimineață cu noaptea în cap, toată familia, mama, unchiul, bunică, mătușa, mașina plină. Mi-aduc aminte și acum cum am stat cu capul lipit de geamul din spate tot drumul în brațe la mama, că na, nu era loc. Oamenii aveau treabă pe acolo, la alte rude, cu niște teren de-asta de-l dai la închiriat, mă rog, acte nebunii de-astea. Și doar ce se luase vacanță, n-avea cu cine să mă lase acasă, așa că a trebuit să mă trezesc și eu de dimineață să merg cu ei. Eu copil fiind, asta se întâmpla prin 2004-2005, așa, deci aveam vreo 7-8 ani. N-aveam stare... Bă, deloc. Am stat cu ei acolo în curte, la rudele alea, 20-30 de minute, deja începusem să explorez, nu mai puteam. Când iese din casă un băiețel de vârsta mea, mă ia unchiul Cornel de mână. Uite, ele, nepotul meu, Adiță, faceți cunoștință. Eu sunt Alex. Eu sunt Adiță. Timizi, așa, ce era să facem? Am stat și eu pe lângă el și după 10 minute zice, vrei să ieșim pe stradă să ne jucăm și cu ceilalți copii? Mă uit așa la mama, unchiul Cornel. Lasă-i să se ducă că nu se întâmplă nimic. Stau aici pe stradă la noi și știe lumea de ei. Adiță iese în fiecare zi. Am ieșit pe stradă, erau vreo 3-4 băieți, jucau cu o minge de aia așa jerpelită cum era odată. Am dat noroc cu ei, știți cum m-a prezentat Adiță, nu? El e prietenul meu Alex de la oraș. Mă simțeam și așa, vă dați seama, eu băiat cu bun simț. Ne-am jucat noi fotbal, după ora așa am mers până acasă să bem apă, când ne-am întors se mărise grupul și cu fetițe și cu băieții. Hai să ne jucăm ascunsea, că suntem mulți. Hai, haide. Deja se băga toată lumea în seamă cu mine, mă luau la întrebări câți ani am, unde stau. Și fetele, și eu nu prea eram așa sociabil, adică eram, dar nu prea. Mă iau o fată de mână. Hai să ne ascundem. Primatură, gen. Mă uit așa la ea, eu... Hai, ne-am ascuns prima oară după niște mașini de-astea părăsite așa după un colț pe o altă stradă. Nu ne-a prins. A doua tură la fel. Hai cu mine. Ioana o chema. Îmi zisese câți ani are, unde stă, ce lucrează, măsa, tasul, știam tot. Nu știam eu care era treaba cu ea. Adică știam, dar nu prea voiam eu, așa că mie nu-mi plăcea de ea. Mă prinsesem, nu eram prost. Bă, și a stat toată ziua după mine, nu mai scăpam de ea. Îmi plăcea așa să vorbim, dar na. După joc am mers acasă. Am mâncat, am ieșit iar pe la prânz așa pe stradă. Ioana când m-a văzut, direct la mine. Ne-am jucat noi, flori, fete și băieți, melodii sau cântăreți, după telefonul fără fir, după ne-am plictisit și iar ascunsea. Deja știam ce urmează. Îi zic lui Adiță, bă, hai și tu cu mine. Bineînțeles că m-a luat direct Ioana de mână. Hai, bă, Adiță, bă, fai, bă, vino, bă, și tu, mă. Nu mă lăsa. Deja mă luase o stare de-mi venea să plâng. Ca să înțelegeți, o tură de asta de ascunsea a durat destul de mult, că lumea se ascundea și la două străzi mai încolo și nu era ușor să-i găsești pe toți. Bă, Adiță, unde ne ascundem? Hai la tanti Tamara. Nu, nu la tanti Tamara, că a zis vecinul ei că dacă ne mai prinde pe acolo ne rupe picioarele. Hai la mine. Ajungem la Ioana, întreb eu. E cineva acasă? Nu, părinții mei sunt la muncă. Intrăm în curte, un câine în lanț. Făcea ca toți draci. Nu era nici mic. Rex, Rex, gata Rex, nu mai lătra. Rex n-avea nicio treabă. Avea o pătură așa în dreapta, jos undeva, ne punem noi acolo și mă trezesc că asta vrea să mă pupe. Mamă, când am văzut nu știam cum să scap, m-am ridicat și am luat-o direct la fugă. Direct acasă, acolo unde era mama, vine Adiță din urmă, nu mai putea de râs. A zis la toată lumea ce s-a întâmplat, ca să râdă toți de mine, bineînțeles. Și după se trezește și unchiul Cornel. Lasă-mă, Alex, că poate te însorești la noi în sat și rămâi la țară. Da, tot ce-mi doream, nu știam cum să plec mai repede de acolo să ajung acasă. Vă dați seama că n-am mai ieșit nici pe stradă? Venise după Ioana la poartă să întrebe de mine, nici că am mai ieșit. Și așa a fost Alexandru cu fetele cam până în clasa 5, așa cred că. Sălbatic. Am mai făcut noi un video despre întâmplări de la țară mai demult. Bine, cred că am mai menționat faze de-a lungul episoadelor noastre mirobolante. Așa cum a zis de, cam prin perioada asta se lua contactul cu lumea mediului rural. Bă, și acolo pentru mine cel puțin se întâmplau adevăratele aventuri. Adică, într-un oraș totul era mult mai plictisitor. Te uiți pe geam de la bloc, ce vezi? Bulevarde pline de mașini, autobuze încărcate de oameni, praf, gri peste tot de la betoane și blocuri comuniste și cam atât. E, la țară se văd și alte lucruri. Mai vedeam câte o căruță cu un cal turbat care intra într-un gard, câte un ins țapăn bine de la băutură care mergea chiar în zigzag până acasă, un alt cal care trăgea o jumătate de mașină pe drum și nu glumesc. Oameni random care doreau să-ți vândă câte ceva și câte o capră singură scăpată dintr-un țarc ce behăia. Dinamică, neașteptată, controversată și plină de acțiune era viața la țară.
Și pe lângă lucrurile astea se mai întâmplau și nasoale. Așa cum am mai spus în videoul anterior, cum unii oameni apelează la gesturi extreme ca ăsta, sau ca ăla pe care l-am menționat acum nu știu câți ani într-un video, omul care m-a amenințat odată cu cuțitul că l-am lovit pe nepoțul cu o piatră din greșeală. Sau n-am zis de el? Am zis de el? Scrieți în comentarii. Ei, pe lângă oameni, am avut dificultăți și cu unele animale. Doream și eu din tot sufletul meu să ies pe afară să mă joc. Ei, și pentru asta trebuia să merg pe la niște prieteni să-i chem, de exemplu. Ei, și prietenii ăștia stăteau pe străzi diferite. Câteodată mă mai opream că mai era câte un dulău pe stradă. Luam o piatră să mă apăr și... Nu mai luam piatra, mă. Păi da, e câinele acolo și să mă apăr dacă sare pe mine. Nu sare, mă, lasă piatra. Sigur? Mergi, mă. Bine, nu de data asta. Nu a fost vorba de un câine de data asta, cum ar fi fost de obicei. Mai rău. Ce poate să fie mai rău? Un lup? Un berbec, cu capul cât dovleacu, cu corne de alea încolocite, așa, care intra ca dementul într-un zid. No, bun. Și acum ce fac? Trec, că, na, dau să trec. Nici nu m-a fugărit jegosul la 7 case până când m-am suit pe un gard. Tu zgura, mătii de berbec căpățânos. Bă, și-al dracu dacă intra la el în curte înapoi. No, în fiecare zi când trebuia să merg la tovarășul meu, trebuia să o iau pe strada respectivă. Și aproape de fiecare dată omul meu, omul, animalul, era în fața curții dintre mine și tovarășul meu și nu puteam să trec. Și timp de multe zile drumul îl făceam ocolind mergând pe alte străzi. Și nu eram doar eu. Berbecul ăsta se lua de toată lumea care trecea pe stradă. A fost subiect tabu. Stăpânul lui avea frigiderul plin în perioada aia. A durat ceva până când, deodată, animalul a dispărut. Eu am aflat mai târziu treaba asta, încă continuând să ocolesc zona. După ce am aflat, am încercat să aflu ce s-a întâmplat de fapt. Nu s-a știut exact care să fi fost motivul. Umbla, bineînțeles, vonul cel mai negativ cum umblă de obicei. Cel mai macabru scenariu era că ar fi dat o mașină peste el. În ciuda nasolelii, aera, lumea era mai fericită. Dar nu, nu ăsta era motivul. Până la urmă, cred. Se pare că stăpânul și-ar fi luat ovina și a adus-o undeva la stână. În orice caz, creatura nu mai era acolo. Fericit când am aflat, deja eram cu gândul că, bă, câți pași o să economisesc eu în sfârșit pe drumul proaspăt eliberat de sub tirania berbecului. Mă trezesc frumos, bine dispus, bag un mic dejun, cu suc de portocale, tot acâmul, mă încalț cu gândul să merg pe drumul pe care n-am mai fost. De mult. O iau la pas și încep să fredonez o melodie din Power Rangers. Și cum apropii eu de țintă așa, merg ce merg și în fața mea văd ceva, două siluete. Mai merg puțin, doi boi.